Bună, dragilor! Astăzi este vineri, este ora 5:05 și ceva și n-am apucat deloc să filmez și voiam să vă arăt ce sprâncene mi-a făcut Betty și vreau să vă spun că îmi plac la nebunie. A venit la mine pe la 1 și ceva, nu? Pe la 1 și e venit, nu, Betty? Da. Și am petrecut timpul împreună, am stat la vorbă, am povestit, am băut și un frappe și până la urmă m-am lăsat convinsă să-mi facă sprâncenele așa. Știți că eu vă ziceam și în alte videouri că eu nu m-aș vedea cu astfel de sprâncene, că nu-mi plac, că mi se pare că sunt tarici, că nu știu ce, că nu știu cum. Și într-un final m-am lăsat convinsă să mi le facă. Și mi-a spus că am sprâncene, deci nu am lipsă așa cum credeam eu. Deci ceea ce vedeți aici sunt sprâncenele mele și ajutată cu foarte puține fire din acea cariocă. Dar eu am sprâncene și mi le-a ridicat cu acel gel de la Schwarzkopf și mi le-a platizat așa foarte fain și chiar îmi place. E un rezultat natural și arată super, super fain și mi se pare că mă luminează la față și mă schimbă. În același timp mi se pare și ciudat, îmi și place, e așa, nu știu, o schimbare oricum bruscă și mi-a zis că arată ca și cum ar fi sprâncenele laminate. Acum sper să mă acomodez și sper să-mi fie și mie ușor să-mi fac sprâncenele așa. Voi ce ziceți? Cum vi se pare? Vi se pare că îmi stă bine? Mă avantajează mai mult decât cum mi le făceam eu? Și cu siguranță, da, clar mă avantajează mai mult așa. Dar nu știu, parcă mă schimb așa. Nu știu cum să zic, parcă acum că mă uit la mine, mi se pare că sunt mai bătrână. Așa mi se pare că m-am bătrânit. Acum nu știu, ori mi se pare mie. A, Betty, pare că sunt îmbătrânită sau mi se pare mie? Nu, dar parcă așa, nu știu. E fain, e natural, dar parcă mi se pare așa ceva. Oricum, față de cum le făceam eu, clar, sunt mult mai frumoase și mult mai, mult mai naturale. Sper să mă obișnuiesc. Chiar vă rog să-mi scrieți și mie în comentarii să-mi ziceți dacă vi se pare că sunt faine și dacă mă avantajează în primul și în primul rând, că frumoase sunt, doar să mă și avantajeze, dar clar sunt mult mai frumoase decât ceea ce îmi făceam eu. Da, mama? Deschizi geamul. Deci Marc vrea să-i se deschidă geamul și afară este un frig de nu mai poți. De ce să deschidem geamul? El are o problemă cu răul, exact cum aveam când eram eu micuță și acum am problemă. Uite, fă-i palu, Betty. Ai făcut pa? Da? Da. Unde mergem noi? Mama, unde mergem noi? Da. Mergem să-l luăm pe tati, așa-i? Geamul o să-ți-l mai deschid când se încălzește, când vine vara. Ia spune-mi tu mie, unde mergem? Acum! Imediat te bag în scaunel și în centură? Nu! Nu! Deci avem o problemă când intrăm în scaun și în centură. De ce? Nu. Pe cine mergi să iei? Pe tata. Pe tata? Deci vreau să vă spun că îmi place maxim cum stă cu sprâncenele așa. Deci Betty de câteva luni bune, poate chiar un aș un pic, mi-a spus să o las să-mi umble la sprâncene și să o las să mă machieze și i-am spus că nu, că nu-mi place, că sigur nu o să-mi stea bine și am zis hai să o las astăzi și chiar îmi place. Deloc, hai în scaun! Hai în scaun și centură! Stai în aer! Mai devreme am ajuns acasă și am pus de o mămăliguță. Abia aștept să cumpăr mălai din ăla din piață, să nu fie grisat, că nu-mi place ăsta din comerț. Mi se pare că iese așa, că au un griș pe care îl fac cu lapte. Nu știu eu. Păi și nu-ți plac, Bogdi? Am primit de la mami câteva lucruri pe care ni le-a trimis și aici avem așa, pateu cu ton, care este foarte, foarte bun, este preferatul copiilor, 3 pachete cu salată Rio Mare, foarte bune aceste conserve. Pentru Marc a trimis bucățele din astea de parmezan, știe că
El mănâncă la micul dejun, la prânz și seara, îi plac foarte mult. Aici am mai primit o bucată de galbanino, un cașcaval învelit în ceară, niște paste. Am primit unt, la noi se consumă untul foarte, foarte repede. Și am primit două cutii de unt la cutie din asta de metal cu capac foarte interesant. Bogdan a primit o sticlă de vin, că na, merită, la cât a cărat. Așa, Mini a primit și ea niște de-astea. Îți dau și ție, dă-i, Sally. Aici am mai primit o pereche de absorbante. Sunt foarte bune aceste absorbante. Am mai avut și pe MOV și acelea sunt bune. Cum să nu vrea? Haide! Trebuie să-l bagi în gură cu forța. Eu am mai primit acest palton și am, de fapt nu-i palton, nu știu cum să-l numesc, un fel de paltonaj din piele întoarsă. Ține-l așa, de o parte. Și mai am și pe culoarea verde. Ai și verde? Ah, da. Ala verde pe care mi l-a dat când am fost la ea. E super, super fain, îmi place foarte mult și astea? Cremul acesta și cel pe verde. Și Selena vrea să vă arate imediat pijamale și am mai primit o umbrelă drăguță, din aia micuță, dar a băgat-o deja la ea în ghiozdan. Hai. Avem pijamalele diferite, la culoare sunt la fel, doar că una astea este cu inimioară. Dar ce, l-a buric cu gol? E la buricul? A, nu-i mai eu, mamă. E mai eu. E, acum mă uitam că n-are... Arat-o! Mă uitam că nu are... El l-ai scos așa scurs și chiar am zis, dar unde sunt mânecuțele? Foarte frumos. Super, super fain. Așa. Și pantalonaș scurt. Ceea ce îmi place mie. Sunt pijamale de vară. Ia uite-le ce frumoase sunt. Sunt potrivesc de vară. Okay. Da, pune jos că se ia pleacă la gunoi. Și aici sunt cu ursuleți. Noi suntem. Sănătate! Dar nu-ți-o dau ție, pasta. Mie îmi plac astea mai scurte. Sănătate sau ce-i cu tine? Sufli. Wow! Asta nu are... Uite, asta are mânere reglabile. Și asta are niște mânere așa și cu ursuleți și fundița asta. Îmi place ursuleții. Lasă așa ca să filmez. De ce detalii drăguț are aici. Și are pantaloni roz. De culoare roz, un roz așa murdar, un roz deschis. Pe care o alegi? Care o vrei tu, poate ți-e îți place asta? Nu, eu n-am treabă, nu. A, amândouă. Asta parcă îmi place mai mult, care un galben așa mai intens, da. Ok. Asta e un alt fel de galben. Dar sunt frumoase amândouă și asta cu ursuleț îmi place. Gata și mâncărica. Eu mi-am pus doar mămăliguță cu brânză și cu iaurt grecesc. Și ei au și câte un ouț. În afară de Marc, că Marc a mâncat pateu, nu vrea să mănânce așa ceva. Ai, cu tati avem. Tu cu tati, da. Este 11 fără 20. Imediat mă duc să mă bag în pat. Am venit la baie să-mi fac rutina. Mă simt atât de obosită, deci nu mai pot, abia aștept să mă întind în pat și să-mi iau somn. Sunt dățe care termin treabă sau, nu știu, vin de undeva târziu și nu mai am niciun chef să-mi fac rutina, deși trebuie, obligatoriu, nu mă culc niciodată machiată sau, nu știu, chiar dacă nu sunt machiată și am poate blaș în obraz sau ceva, nu mă culc așa. Și trebuie să-mi fac rutina de seară, deși n-am niciun chef, dar o fac mereu, chiar dacă vin de la un eveniment târziu, nu știu, gen botez, nuntă, revelion sau de unde vin și este târziu, două, trei. Oricât de târziu aș veni de undeva, mă demachiez, nu mă culc niciodată așa. Selena s-a pus să doarmă, Marc încă nu doarme, nu știu de unde atâta energie pe copilașul ăsta, mai ales că nu doarme amiaza. Deci lui nu e somn deloc, nu e obosit, n-are nicio treabă. Sunt dăți în care ne culcă el pe noi, deci ori pe mine, ori pe Bogdan. Adormim înaintea lui și el nu vrea să doarmă, nu știu, are o energie în el, o energie maximă. Ia uitați, bombonica asta a adormit. Bombonica asta a adormit. Sally face nani cu mami, iar Marc face nani cu tati.
Vreau să vă spun că îmi plac atât de mult sprâncenele pe care mi le-a făcut Betty. Deci stau și mă uit la ele și nu-mi vine să cred că eu am așa sprâncenele, pentru că nu eram obișnuită cu astfel de sprâncene. Nu mă imaginam să am astfel de sprâncene. Dacă faceți aminte, chiar zilele trecute într-un video am spus că eu vreau sprâncenele pudrate, că nu vreau sprâncenele fir cu fir. Și acum cum mă uit la sprâncenele mele, deci mi se par că arată wow. Deci le-a făcut Betty super faine. Zici că am fost și mi-am laminat sprâncenele. Sunt tare curioasă să văd dacă reușesc să le fac și eu așa mâine, dacă nu trebuie să mă abonez să vină în fiecare zi. Deci, draga mea, fiecare zi trebuie să vii să-mi faci sprâncenele, dacă mie nu-mi ies. Oricum ar trebui să-mi iasă, pentru că nu e foarte greu de făcut, deci pur și simplu le-a făcut cu gelul acela de la Schwarzkopf, Go, nu știu cum se numește. Eu mi-am cumpărat acel gel de păr, de câteva luni bune. Am încercat să-mi fac și eu sprâncenele, dar nu mi-a plăcut. Într-adevăr, când am încercat eu să-mi fac sprâncenele așa, nu aveam nici carioca de la NYX. Când mi-am cumpărat carioca de la NYX, am încercat să-mi fac sprâncenele, să le setez cu săpun sau cu acel gel și nu știu, nu mi s-a părut fain. Și acolo a rămas gelul, nu l-am mai folosit. După care a folosit acel gel, le-a platizat și a început să-mi traseze fire și mi-a plăcut foarte mult că mi-a făcut aici cu corector. Eu nu făceam sprâncenele niciodată cu corector în jurul lor. Sau poate că le-am făcut în trecut, așa, odată la ceva timp, dar nu mi-aduc aminte să le fi scos așa în evidență sprâncenele, mai ales că nu erau tot timpul pe placul meu. Deci, uneori mi se părea că iese o sprânceană mai nu știu cum. Ba că era prea închisă, ba că era prea deschisă. Deci erau dăți în care nu îmi suportam sprâncenele și chiar ziceam că trebuie să ajung să le micropigmentez. Dar dacă reușesc să le fac așa cum le face Betty, deci vreau să vă spun că nici nu mă mai gândesc să mă duc la micropigmentare, nu. Deci îmi plac foarte, foarte mult. Mi-a zis și ea că am foarte multe sprâncene, într-adevăr le-am și vopsite. Deci acum le vopsesc cu o vopsea pe care am cumpărat-o din DM, am arătat-o într-un vlog, dar o să vă arăt imediat. Și acea vopsea îmi face sprâncenele să fie mai închise la culoare și să nu fie nevoie să trasez multe fire cu acea cariocă. Și mi-a zis Betty că atunci când le ridic în sus și le aplatizez, se vede că am sprâncene multe. Dacă eu nu le ridic în sus și le las așa cum le foloseam eu, cum le lăsam, nu, adică practic nu umblam la ele, doar dacă le dădeam așa cu gel din ăla pentru sprâncene sau cu, nu știu, cu ceva, să zicem, să le periez pur și simplu. Și dacă vă întrebați de ce vorbesc așa tare aici în cameră și Selena doarme, Selena nu are nicio treabă. Deci poți să dai cu aspirator, cu bombe, cu tremur, să vină în război, să vină orice, n-are nicio treabă. Poți să vorbești, să faci gălăgie. Ea nu are treabă. Este exact la fel ca și Bogdan. În schimb, eu cu Marc avem așa somnul iepurește și mă uitam la mine cât de drăguț doarme. Uitați-o cât de drăguț doarme, povoșica mea. Găcosică mică, ția. Te avem și bani pe jos. Ce e acolo? Avem euro. De fapt nu e euro, stai că acum am văzut. E lei. E 5.000 de lei. Abia aștept mâine de dimineață să mă trezesc și să-mi fac sprâncenele. Chiar sunt curioasă cum o să-mi iasă. Sunt curioasă dacă ies la fel, deși ar trebui, pentru că am văzut astăzi cum le-a făcut. Nu-mi place, nu știu cum să explic, nu-mi place ca sprânceana să fie ridicată, să fie toată sprânceana ridicată. Am văzut la foarte multe fete că își ridică sprânceana de aici până în capăt, ori le ridic așa, fir cu fir. Mie nu-mi place așa, îmi place să fie ridicată cam până pe aici și de aici îmi place să le înclin așa în partea aceasta. Și mi se pare că arată mult mai mult mai bine, mult mai pe placul meu. Nu-mi dă impresia aia de arici. Știți că v-am zis că am o problemă. Nu suport să văd sprâncenele așa ridicate în sus sau să le trasez cu tuș sau, nu știu, să le faci cu pensul, o subțire sau cu ce să le faci. Nu-mi plac acele sprâncene. La început când m-am văzut în oglindă, mi s-a părut atât de ciudat. După aia m-am obișnuit oarecum așa, dar la început mi s-a părut foarte ciudat, vă spun sincer.
E o schimbare foarte mare pentru mine și cred că și pentru voi. Deci o schimbare vizuală maximă, pentru că eu aveam sprâncenele practic umplute de la început până la final. Nu aveam sprâncene trasate fir cu fir, ridicate, setate cu gel de sprâncene sau cu săpun sau cu altele. Deci nu. Și normal că e o diferență foarte, foarte mare ceea ce am avut și ceea ce văd acum, dar cu cât trece, încep să mă acomodez mult mai tare și îmi plac foarte mult, chiar și Bogdan a zis că îi plac foarte mult și că mă avantajează foarte, foarte tare aceste sprâncene. Se vede pe fața mea cât sunt de obosită, Doamne, deci pur și simplu un cadouc în gură, așa că o să mă duc să vă arăt acea vopsea de sprâncene. Vreau să menționez că nu ține foarte mult, deci ține 3, 4, 5 zile probabil că de la persoană la persoană, probabil cât de tare insiști în acea zonă atunci când folosești gel de curățare și dacă insiști și pe sprâncene, se duce din ea, dar eu o recomand, am dat vreo 14 lei pe ea, mi se pare o vopsea super, super faină, o să vă arăt și ce nuanță am eu și... În 10 minute maxim ți s-au vopsit sprâncenele. Eu iau o dischetă de demachiat, o ud cu apă călduță și încep să șterg. Și îmi place că nu împătează nici pielea. Mi se vopsesc atât de fain sprâncenele și am terminat treaba. A rezolvat problema, nu am mai ajuns nici la salon să plătesc să mi le vopsească. Le fac acasă. Nu mai știu cât zice pe ea, câte aplicări... Zicea că are, trebuie să vedem, uite aici, aceasta este vopseaua pentru sprâncene, mi-am luat nuanța grafit și zice că ajunge pentru 10 aplicări, dar ajunge cu siguranță să te faci de mai multe ori, pentru că nu pui mult, pui doar o bobiță din fiecare. Adică aici zice că să pui vreo 12 picături, parcă. Ia să vedem cum zice. Da, 10-12 picături de activator într-un vas de sticlă. Eu am făcut într-un vas de plastic și foarte puțin din ăsta am pus. Și n-am pus decât 3, cred că 3 picături sau 4 maxim, în niciun caz 12. Și mi-a vopsit sprâncenele super, super fain. Deci chiar recomand această vopsea. Super faină. 14 lei sau 12, dar cred că 14. Și aveau 3 sau 4 nuanțe. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. O să-l încarc destul de târziu. Nu am avut spor astăzi la a filma. A venit Betty, am petrecut timp, am vorbit, am mai făcut de mâncare pe aici, pe acolo. Am fost pe Bogdan. Am aranjat pachetele de la mama ce le-a adus din Italia, așa că nu am avut nici timp, așa să zicem, și nici spor. V-am pupat cu mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și vă doresc un weekend minunat. Pa, pa!